Psihoterapeuții Sătmăren Nicoleta Mihali și Andreea Romaniuc invită părinții, bunicii sau chiar bonele copiilor de până în 10 ani să se înscrie într-un proiect de 12 pași, un grup al adulților deschiși să experimenteze arta de a pregăti copiii pentru viață. Invităm toți, toți părinții, toți cei care au grijă de copii, se adresează atât părinților cât și celor care au în grijă copii, bunicilor, bonelor, care vor să reacționeze adecvat la comportamentele Uneori mai puțin agreate ale copiilor. De asta aș sumariza puțin ceea ce se va întâmpla pe parcursul întâlnirilor, ce vor însuși acești doritori ai programului nostru, și anume să reacționeze adecvat la comportamentele negative ale copiilor, să reflecteze puțin asupra sistemului de valori. Să adopte o nouă perspectivă în ceea ce privește educația copiilor proprii, să-și să încurajeze copiii, să-și îmbunătățească strategiile de comunicare, care considerăm că este esențial, să rezolve împreună cu copiii problemele prin cooperare. Să practice o disciplină bazată pe consecințe naturale și logice. Aici aș sublinia, pentru că aici se fac cele mai multe, nu le-aș spune greșeli, dar undeva într-o zonă de, de genul acesta ne, ne învârtim și să analizeze concepte pe cum lauda, pedeapsa, recompensa, dar și conflictele intergeneraționale. Prima întâlnire din cadrul programului intitulat Sugestiv Cafenea a Părinților va avea loc marți 4 martie de la ora 17.30. Participarea este gratuită. Cei interesați pot afla mai multe informații la numărul de telefon 0740041100.